Salut! Am promis recent că voi povesti tinerilor, recruților, celor considerați apți de armată, le voi povesti cum se poate evita serviciul militar în termen. Mai ales pentru că ministrul apărării de la mine din sat e un ministru la al doilea mandat, cumva contestat, se pare că s-a înaintat o moțiune împotriva lui. Nici eu nu sunt mulțumit de el, dar eu sunt printre primii moldoveni care au beneficiat de serviciu de alternativă celui militar, așa se numea atunci în 91-92, și de asta cumva, prin convingerile mele pacifiste, mă simt obligat să-i ajut și pe alți cetățeni să evite această formă de robie. Nu sunt de acord cu armata obligatorie, cred că ar trebui evitată și de asta îi încurajez pe oameni să-i învoce motivele pacifiste, motivele religioase prevăzute de lege și se pare că au mai apărut niște temeiuri noi, etice, morale. Constituția Republicii Moldova, găsiți textul ei oriunde pe Google, căutați Constituție, iar în interiorul Constituției, dacă căutați termenul militar, găsiți în articolul 11 că Republica Moldova este stat neutru, dar totuși, chiar dacă nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său, dar știm că avem armata 14-a de ocupație în stânga Nistrului, Republica Moldova are și serviciul militar obligatoriu ca să-și apere granițele. În articolul 44 zice că se interzice robia, munca forțată, dar ca excepție în punctul 2a, serviciul cu caracter militar sau activitățile desfășurate în locul acestuia de cei care potrivit legii nu satisfac serviciul militar obligatoriu. Astea nu sunt considerate muncă forțată. Pe când eu zic că iată acest articol 44 e dovadă că armata, oastea cu arcanul, e o formă legalizată de robie. Ia uitați-vă articolul 57 ce zice, așa e și intitulat, apărarea patriei, mai devreme era un articol cu devotamentul față de țară. Apărarea patriei este un drept și o datorie sfântă a oricărui cetățean. Asta mi se pare ciudat pentru o normă legală, pentru un articol de lege, să pomenești sfințenia, o categorie bisericoasă, religioasă, dar tot prin Constituție Republica Moldova e declarată stat laic și bisericile au voie să se dezvolte, dar sunt separate de instituțiile de stat. Vedeți totuși ce face acum ministrul Gaiciuc, e gata să construiască cu militarii biserici, capele, mănăstiri, și chiar să readucă preoții militari, capelanii în armată, ceea ce mi se pare descalificant pentru el. Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forțelor militare destinate apărării naționale, pazii frontierii și menținerii ordinii publice în condițiile legii. Și într-adevăr, armata Republicii Moldova nu face decât să te trimită să păzești granița, deci poți să ajungi grănicer sau carabinier. Da? Dacă totuși nu vrei armata, ia uitați-vă, a apărut un site foarte bun, întreținut de stat, pe adresa csc.md, care aparține Centrului Serviciului Civil de Republica Moldova. Se pare că în locul serviciului de alternativă, din 2007 a apărut legea nouă și iată, în 2008 s-a creat Centrul Serviciului Civil și nu știu de când îl au, un site făcut de Elena Văsot, un site foarte bun, ușor de navigat. Sediul lor îl găsiți pe Ștefan cel Mare 180, pe la etajul 10, aproape de Dumnezeu. Au și telefon de contact, au probabil și adresa e-mail funcțională. Toate informațiile le găsiți aici. Pot doar să sintetizez puțin. Serviciul de alternativă sau civil durează tot 12 luni ca și cel militar
obligatoriu, doar dacă ai studii superioare poți să faci numai jumătate de an. Poți fi înrolat în serviciul ăsta civil de la 18 ani până la 27 de ani, așadar dacă vrei să fugi de armată sau de serviciu civil, va trebui să te ascunzi undeva 9 ani, ceea ce pare cam ireal și greu, dificil. Totuși, conform statisticilor aceluiași site, din 91 de când a intrat în vigoare legea, acest serviciu de alternativă sau civil a fost înfăptuit de mai mult de 55.000 de cetățeni. Vă spun, eu eram printre primii. La evidența serviciului mai sunt 54.000 de cetățeni și eu sunt la evidența lor pentru că încă nu am 50 de ani. Și în momentul de față, 534 de cetățeni fac serviciul ăsta, după cum vedeți, civil. Mai mult de jumătate dintre ei au invocat ca mine temeiuri pacifiste, 16% au invocat motive religioase și 32% convingeri morale, etice, umanitare. Asta nu cunosc cei, asta e o chestie nouă, nu era atunci în 91-92 și nici nu am găsit în legi până acum ce documente anume trebuie să prezinți ca să demonstrezi aceste convingeri morale, etice, umanitare, dar să încercați, sigur că merită. De armată, conform legii de pe site-ul Ministerului Apărării, poți scăpa dacă ești condamnat la privațiune de libertate, dar asta numai-ți amână armata până la expirare termenului privațiune. Dacă ești plecat peste hotare cu domiciliu stabil, dacă devii inapt medical, dacă ai platfus, dacă nu ai degetul trăgător sau eu știu din ce motive, dacă ai tuberculoză sau sunt anumite boli pentru care nu poți fi înrolat în armată. Dacă ai atins vârsta de 27 de ani, dacă nu mai ai cetățenie Republicii Moldova, dacă ai rang religios sau dacă faci serviciu civil, dacă ai murit, nu te mai ia la armată. Și mai citisem undeva prin legi că dacă ai 2 copii, dar nu e așa că e foarte dificil să întreții 2 copii. Mai poți scăpa în general de armată și de serviciul civil dacă ai la întreținere părinți sau surori, frați, dacă tu ești singurul lor întreținător și atunci nu poți să ia nici la armată, nici la serviciul ăsta civil. Dar asta numai îți amână executarea armatei sau a serviciului civil, nu te scutește definitiv. Dacă ai la întreținere copii, ai tăi, cel puțin un copil până la 8 ani, dacă ți-a murit mama, tata în timpul serviciului militar sau serviciului civil și la fel dacă o altă rudă de gradul 1, de exemplu, frate, soră, și cam astea sunt motivele pentru amânarea serviciului civil. Copilul tău nu o să fie tot timpul 8 ani, va trebui să mai faci unul până împlinești vârsta de 27 de ani ca să nu fii înrolat sau recrutat în serviciu civil. Haideți să răsfoim împreună varianta românească a legii 156 din 2007 despre organizarea serviciului civil, cum se numea el atunci în 91, de alternativă. Iată exact categoriile de cetățeni care pot fi scutiți de serviciu de alternativă. Dacă ai făcut deja armata, da, în serviciu militar în termen, dacă ți-ai pierdut mama, tata, sora, au decedat în timpul serviciului militar sau în serviciu civil, dar poți să nu folosești acest drept decât parcă se găsește cineva care vrea să lucreze în folosul statului și precizez, 12 luni lucrezi unde te trimit ei, n-ai dreptul la grevă, n-ai dreptul la funcție în serviciu acela, la o funcție de conducere și trebuie să plătești 25% din salariul tău la stat, timp de un an. Deci cine oare o să fie prostul care se poate fi scutit, dar să nu vrea să fie scutit și să țină morțiș
ca să slujească patriei chiar dacă i-a murit tata, mama, sora, fratele, în astfel de condiții, în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen sau serviciului civil. Dacă ești călugăr, elev, student la învățământ teologic, tot ești scutit de serviciu militar în termen sau de serviciu civil. Așadar, poți să faci serviciu civil, care se numea altădată de alternativă, doar în astfel de instituții publice sau comerciale, private, care desfășoară activități pe teritoriul național. Așadar, nu poți să pleci peste hotare pentru serviciul ăsta civil în domenii de asistență socială, medicală, construcții industriale, edilitare, de drumuri și căi ferate, de protecția mediului, asociații agricole, întreprinderi de prelucrare a producției agricole, gospodărie comunală, la pompieri și salvatori. Obligator trebuie să fii angajat. Nu poți să zici că lucrezi la un lider, la cumătru și că faci serviciu civil. Pentru că trebuie să fii angajat cu contract și abia atunci începe serviciul ăsta, dacă te acceptă ei. Și oficial, prin contabilitate, trebuie să plătească 25% din salariul tău în bugetul de stat. Cum faci ca să fii acceptat în serviciu civil în locul celui militar în termen? Cu 2 luni înainte de recrutare, de încorporare, da? De pe la 16 ani deja știți că vă cheamă la controle medicale, vă dă certificat de acela de premilitar, de recrut, de atunci deja știi că ești apt și ai putea să fii luat la armată, dacă nu ești în situațiile cele în care să fii scutit de armată. În așa situații, cu 2 luni înainte de perioada de recrutare, când împlinești 18 ani, e bine să te adresezi la serviciul ăsta civil de pe Ștefan cel Mare 180, birou 108, dar atenție, au și filiale în Republică, la Strășeni, la Șoldănești, la Taraclia, probabil în toate centrele raionale. Da? Ceadăr Lunga, Bălți, Comrat. Puteți vă interesați tot acolo, la Inspectoratul Militar sau Comisariatul Militar, cum se numește el. Iată, și la Ciocan, în fiecare sector din Chișinău, este Anii Noi, Basarabeasca, Briceni. Presupun că în toate centrele raionale. Cererea voastră este examinată, se pare, în 2 săptămâni, maximum. Dacă nu sunteți de acord cu cererea, s-ar putea să vă respingă. Puteți să îi dați în judecată, puteți să angajați avocat sau să cereți avocat de stat dacă aveți venituri mai mici decât venitul minim garantat de stat, pe cap de membru de familie. Deci va trebui să prezentați la Centrul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, cnajgs.md. Iată aici, va trebui să prezentați documentele care vă demonstrează că nu aveți capacitate să vă angajați un avocat. Prezentați documentele și ei vă dau avocat din oficiu. Și ăștia tot au oficii teritoriale, dar nu în toate raioanele, ci doar la Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul, acolo unde sunt curți de apel. Deci acolo puteți cereți avocat de stat și cu avocatul de stat să vă judecați, să fiți apărați împotriva deciziei acestui serviciu civil dacă cumva vă respinge cererea de a face serviciu civil și nu cel militar. Iată, am găsit articolul care explică exact când, cât timp și când poți să ceri amânarea armatei sau a serviciului ăsta civil. Poți să ceri amânarea din motive de familie, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, dacă ai ajuns deputat în Parlament, dacă ești urmărit penal în instanță de judecată până când se termină urmărirea penală. Dar nu mai se amână. Amintesc, nu se anulează. Aici doar se amână. Dacă ai la întreținere părinți, da? În abs de muncă, dacă aceștia nu sunt întreținuți de stat și nu există alte persoane care locuiesc împreună cu ei, care să-i întrețină, dacă acești părinți sunt cu dizabilitate de grad sever,
dacă ai soție cu dizabilitate de grad sever, dacă ai la întreținere unul sau mai mult copii de până la 8 ani, dacă ai la întreținere frați-surori care n-au atins vârsta de 18 ani. Și dacă ai un singur părinte cu 2 sau mai mulți copii până la 8 ani. Astea sunt situațiile în care poți să ceri amânarea încorporării în armată sau în serviciu civil, dar nici de cum nu te scutește de armată. Dacă ai situații din astea consecutive, una după alta, până când împlinești 27 de ani, norocul tău. Dacă nu, va trebui fie să intri la facultate, fie să te muți peste hotare cu trai permanent, măcar câțiva ani, fie să te îmbolnăvești de ceva, dar nu recomand să simulați bolile sau să încercați să cumpărați medici, pentru că și ei și voi ați putea să ajungeți după gratii. Iată și obligațiile și restricțiile celuia care evită armata obligatorie și face serviciu civil. N-ai voie să te deplasezi peste hotare timp de un an cât faci asta, n-ai dreptul să faci, să deții funcții de conducere, n-ai dreptul să faci grevă, să organizezi sau să participi la greve, chiar dacă dreptul la grevă e apărat de codul muncii. N-ai dreptul, fără permisiunea reprezentantului serviciului civil, să părăsești localitatea unde se află angajatorul, unde faci tu serviciul ăsta civil. Și n-ai dreptul să desfaci contractul de muncă din proprie inițiativă, cât timp faci armata asta alternativă. Are și angajatorul obligații, dacă vreți să le citiți, iată, e obligat să transfere în fiecare lună 25% din salariul tău net la stat, în bugetul de stat. Există și răspundere pentru neexecutarea acestor legi. Serviciul de alternativă poate fi încheiat și înainte de termen, dacă ți se naște al doilea copil, dar dacă ai unul de până la 8 ani, păi chiar ești scutit sau ți se amână armata. Dacă te duci la armată, deja poți să renunți la serviciu civil. Dacă rămâi singur întreținător al familiei, dacă îți mor ambii părinți, dacă ești condamnat la judecată, la închisoare, dar nu vă recomand, ca să evitați armata, să faceți infracțiuni și crime, pentru că la închisoare e mult mai strașnic decât la armată. Așadar, serviciul de alternativă, sau cum se numește el acum serviciul civil, e total legal și onorabil. Îndrăzniți, dacă vreți să evitați armata obligatorie, puteți invoca argumentele prevăzute de lege și puteți să lucrați pe șantier ca brega, sau puteți să lucrați în agricultură sau la pompieri sau în protecția civilă, la inspecție ecologică. Găsiți soluții, îndrăzniți, apărați-vă drepturile. Dacă mai aveți întrebări sau neclarități, contactați-mă. Mă găsiți pe YouTube, pe Facebook, pe contacte, pe Twitter, pe Skype, pe Viber. Important e să fiți curioși și de la asta vine curajul. Îndrăzniți!